Aș vrea să vă rog, domnule Ghinea, să discutăm despre subiectul polului de dreapta. În acest moment știm că există negocieri între USR, Forța Dreptei și PMP. În ce stadiu sunt aceste negocieri? Sunt într-un stadiu foarte avansat. Noi acum la USR ne definitivăm procesul de desemnare a listei de candidați pentru europarlamentare. Apoi vom extinde această discuție și cu colegii de la PMP și de la Forța Dreptei. Sper că vom termina rapid această chestiune și mai sper și am informații că vom reuși să aducem și din PNL oameni, fie înainte de europarlamentare, fie foarte mai probabil după, oameni care simt că destinul lor politic nu e alături de PSD. Adică peneliștii sunt într-o degringoladă de asta în care pe de o parte încearcă Bode să-i țină, haideți că vă dau eu joburi la stat, la companii, tot învârte. Până la urmă, Bode nu poate să țină tot PNL-ul cu joburi la stat, oricât încearcă și oricum este așa un fel de clom care tot învârte portocale în aer. La un moment dat va pierde din portocalele alea și oameni care sunt în politică de mulți ani și că întotdeauna au zis fără PSD, fără PSD, fără partidul lui Ion Iliescu. Oamenii ăștia au un destin natural, uman, normal, logic, alături de USR. Noi suntem Partidul Liberal care se luptă acum cu sistemul lui Ion Iliescu, cu urmașii lui Ion Iliescu. Asta va fi punctul de turnesol, dacă vreți, pentru alegerile de anul viitor. Dacă se vor trezi acești oameni din degringoladă înainte de europarlamentare, este foarte bine. Dacă nu, îi va trezi realitatea și scorul de la europarlamentare și va trezi electoratul, care nu va vota un PNL în serviciu PSD. Există posibilitatea ca și alte formațiuni mai mici să se alăture acestui pol? Întreb acest lucru pentru că, de exemplu, cei din Alternativa Dreaptă și-au manifestat dorința să se alăture. Noi facem acum o mapare a cine, ce este acolo. Nici nu vrem să încurajăm pe toată lumea să-și facă fiecare un partiduleț în debara și să ne băcem de acolo. Nu am foarte multe informații despre Alternativa Dreaptă. Știam acum vreo 2-3 ani că se coagula ceva, dar uite, mi-a stat o temă de lucru, ca să zic așa, ca să văd ce mai este cu ei, să văd ce oameni valoroși sunt acolo și dacă pot fi aduși alături de noi cu mare drag.